Femeia care s-a plâns de perioada petrecută în spital este infirmieră în cadrul protecției copilului Gorj. 25 de zile a fost internată după ce a fost testată pozitiv pentru COVID-19. În spital, cel mai greu i-a fost să se vadă singură între patru pereți și monitorizată video. În plus, ușa era închisă cu zăvorul. Peretele erau undeva, deci nu vedeai lumina zilei, decât peretele erau undeva în tavanul salonului, nu se știți cum ce spun. Uh-huh. Ca și niște panouri, dar după cum am și poze să vă arăt. Uh-huh. Dar unde dădea, de unde venea lumina, de la salonul următor? Eram tot timpul închise cu zăvorul. Întrebați de această situație, reprezentanții spitalului din Târgu Cărbunești susțin că nu s-a încălcat nicio regulă și că pacienții sunt singuri sau cel mult câte doi în salon, tocmai pentru a se vindeca mai repede. Ușile de-a sunt închise. De ce? Pentru că am luat legătura și cu celelalte spitale de infecțioase din țară, la care și la dumnealor aveau același procedeu. Pentru că sunt pacienți care vin în etape diferite, fiecare cu viremia lui. Și am zis că să punem unul, maxim doi pacienți în salon pentru a negativa cât mai repede acest pacient. O beneficia de condiții optime, zic eu. Televizor, frigider, le-am pus purificatoare de aer prin sponsorizări. Normal e să nu circule dintr-un salon cu alții, cum se face de obicei socializarea cu pacienților pe hol, în curte, în saloane, pot vorbi, dar în cazul, în situația excepțională cu COVID, pacientul trebuie să rămână în salon. În spital mai sunt acum internați aproximativ 30 de pacienți infectați cu COVID-19.